Jaja, bajola, baba! Salutare tuturor, sunt Andrei și astăzi la Viața Bate Filmul, după ce ieri am vorbit despre cum am putea slăbi după ce am mâncat bine de sărbători, ați văzut câteva idei și astăzi vorbim despre sport. Da, ar trebui să facem mișcare, dar sunt unii mai leneși care nu prea fac sport, ci doar se uită la el. E și asta o activitate uneori profitabilă, uneori foarte, foarte păguboasă. De ce spun asta? Pentru că sunt unii care pe lângă a se uita la sport mai și pariază. Foarte mult sau mai puțin. Sunt unii care adună ceva câștiguri, sunt unii care pierd foarte, foarte mulți bani. Vrem să vedem voi cât de des vă uitați la competiții sportive, la ce gen de competiții sportive vă uitați. Știm cu toții, cele mai multe pariuri sunt în fotbal. Da, acolo se învârt cei mai mulți bani, dar puteți paria pe orice sport doriți. Există o grămadă de agenții de pariuri și online puteți paria și la casele de pariuri și pe telefonul mobil. Variante sunt multe. Acum, dacă alegeți să faceți asta, depinde de dumneavoastră. Puteți paria și pe meciuri care se întâmplă în celălalt capăt al lumii. Dar aveți mare, mare grijă. Unii spun că pariurile dau dependență, dacă îi putem spune așa, și ajungeți să pierdeți extraordinar de mulți bani la așa ceva. O să vedem ce părere aveți voi despre pariurile sportive. Urmăresc competiții sportive? Cât de des? Tot timpul. La meciuri, la stadion și la televizor, toate meciurile. Mergeți și pe stadion, nu? Da, tot timpul. Am nu prea urmăresc. Nu prea vă pasionează, nu? La televizor. Ba da, da, acum nu mă pe. La sport? Da. Asta e emisiunea mea. Mai mult cu sportul. Că n-am timp. Fotbal, handbal. În general, volei, toate sporturile îmi plac. În general, seara, la biliard. Fotbal mai mult, da, asta, da, fotbalul. Fotbal, volei, handbal, basket, tot. Nu, în tinerețe, doar acum nu. Niciodată. Nu. Nu, nu am boala asta, nu, n-am pariat. Bine, și între noi, da, câștigă Steaua, da, cu vecinii, cu Verișorul, da, așa, la ban, nu, nu n-am jucat. Nu, n-am pariat. De ce? Nu-mi place să pariez. Ce? Din prostie. Vor un câștig ilicit, un câștig rapid care nu vine. Foarte greu. Că nu prea sunteți de acord cu pariul sportiv. Nu, nu. Probabil vreau să câștige. Sau e o pasiune. N-am jucat niciodată și nu pot să dau nicio părere, nu știu. De ce pariază? Să facă bani, nu știu. Poate, nu, 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 de acord. Nu, nu, e ceva sigur. Nu. Îmi place. Pentru că poți câștigi. Și sunteți de acord cu... Fiecare cum vrea el. Opțiunea lui este... Eu oricum nu parez, nu-mi place. Da. Asta devine așa un drog. Devine. Pentru unii cred că da. Rămân fără bani în buzunare. Sunt speranța că vor câștiga o dată. Când? Da, 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 da. Păi și ăștia cu... Țigările astea, ce fumează ăștia? Cocaina asta sau... N-ai văzut? A prins cu un titlul cu jumătate de kilogram la vamă și îi prind, na, îi bagă la... Îi bagă, îi scoate, ce să le face? Crează, 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 da. Ca și femeie, credeți. Fie că susțineți echipa națională într-o competiție sportivă sau orice altă echipă din orice colț al lumii, puteți să și pariați. În orice fel de sport cam o să găsiți această posibilitate. Ați văzut, astăzi n-am găsit prea mulți împătimiți ai acestei activități. Unii spun că au pariat așa mai prin tinerețe, unii spun că nu sunt absolut de acord cu această activitate. Acum depinde de fiecare, dacă știe să aibă o limită. Da, e foarte important. Știm cu toții când apare în discuție sume exorbitant de mari pe care le puteți câștiga, parcă devine din ce în ce mai greu să te oprești și sper că data viitoare va fi cea cu noroc. În schimb, ar trebui să mai știți un lucru. Nu e atât de simplu să pariezi. Unii învață ani de zile cum să facă lucrul ăsta într-un mod cât de cât profitabil, iar agențiile de pariuri, bineînțeles că au și ele secretele lor. Nu e atât de simplu să convingi oamenii să parieze și mai apoi să renunți la sume foarte mari de bani în favoarea câștigătorilor. Așa că e cu două tăișuri povestea asta.
Rămâne la alegerea voastră. Eu nu susțin pariurile sportive. S-ar putea să pierdeți foarte mulți bani, dar s-ar putea să și câștigați. Nu o scoatem la capăt, nu am cum să vă spun un lucru anume. În schimb, dacă în timp ce schimbați programele dintr-o parte în alta și nu găsiți altceva la televizor, vă vine vreo idee pentru emisiunea noastră, atunci ne puteți trimite prin SMS la 0744-238-830 sau puteți intra oricând pe site-ul nostru să vedeți orice emisiune făcută până acum pe www.vbf.ro. Pentru Viața Bate Filmul, Andrei. Se apropie sărbătorile. Cu siguranță vrei să-ți faci un cadou frumos. Vă recomandăm mobila deluxe, modernă, din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Avem tot ce îți dorești. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe, cu reduceri între 5 și 10%. Alsace Mod urează clienților și colaboratorilor sărbători fericite! Simply Mind Advertising. Prezentări video și audio. Site-uri cu design special. Foto de produs. Publicitate de la A la Z. Concepție și implementare. Simply Mind. We mind your business. Nu uita, dacă vrei să-ți vezi spotul aici, sună chiar acum la 0744-238-830 sau accesează simplymind.com.